Bianca. Depinde de cum te focusezi. Mă enervează cuvântul ăsta de mai. Toată lumea se focusează. Concentrare, Bianca. Dar ce faci? Bine. Cu ce te ocupi așa în general? Am terminat recent tot litere. Litere? Anul acesta, în vară. Ce final avem! Da. Ce final de emisiune! Și cu ce te ocupi? Momentan nu mă ocup cu nimic. Mă axez pe visul meu, ca să spun așa. Îmi doresc foarte mult să devin însoțitor de zbor. Stewardesă? Da. Și necesită timp, încercări multe. E destul de complicat, dar bătută n-o să mă dau. Știi de ce am tăcut așa? Că sunt un pic bulversat așa. Deci tu ai terminat litere, nu? Da. Și ce zice mama, de exemplu? Nu știu, pentru că părinții mei mă susțin foarte tare în orice îmi doresc să fac. Bineînțeles, înainte... Bun, dar nu afla cu de la televizor că ai terminat litere și că vrei să fii stewardesă, nu? Adică, nu... Îi place ideea e foarte mișto meseria de stewardesă, foarte tare. E tot respectul. Dar la ce ai făcut facultatea asta, Bianca? Îmi place foarte mult limba română. Și de ce nu te duci în continuare nu în viața știu, ta? Simt că acum, în clipa de față, asta îmi doresc să fac. Adică spre asta simt eu că trebuie să mă îndrept. Visez și la cursele alea răbești, avioanele alea mari, arab, nu le zicem numele, dar alea lux. Păi acolo. Luxul ăla mare, alea cu patru etaje, la alea te gândești. Și te întorci vreodată la facultate, dacă ai terminat? La stat ai terminat? Da. Stat? Buget chiar. Cu buget? Că statul bietul de el a dat niște bani. Bani. Și statul se gândește, a terminat Bianca litere, ce mișto, am o profesoară de română, ce ta... Și tu... Să dea Dumnezeu să-ți fie unde ți-o fie bine, să-ți fie bine. Da. Auzi, citesc aici că ai jucat inclusiv în serialul ăla Wednesday? Da, în trecut. Bine, și acum, doar că nu mă mai atrage atât de tare, pentru că focusul meu este spre partea aceasta cu stewardesele. Focusul? Da. Toată atenția mea, atenția ca să spun ta, așa. Da, ok. Da. Și am jucat în trecut ca figurație în diverse proiecte. S-a filmat în România. Da. Pe la Brașov, prin zonele Brașov, alea. Brașov, da. În Peleș. La Sinaia. Da, așa e. Da. Fiica mea a fost nebunită după serialul ăsta. Da. Cred că toți copiii au fost nebuniți. Eu n-am știut atunci când am participat și am fost aleasă. Mă gândeam așa, ce o să fie, cine știe. Dar după când am văzut... Mă lași să spun doamna profesoară de română, spre bucuria lui tati și spre bucuria mamei. Mă las să spun așa. Doamna profesoară, încep, da? Doamna profesoară de română. 4 litere. Cel care are forme pline. Gras. Să se specifice că prezentatorul nu a folosit acest cuvânt. Că nu mai e, știi, nu mai e voie cu discriminare. Da. Deci să se specifice că negru nu a spus, Bianca, care e și profesoară de română pe deasupra. Bianca. Semn de cinstire al eroilor căzuți la datorie? Literă. Eroilor căzuți la datorie le aduci un salut prezent în toate ceremoniile militare. Literă. Li se aduce... Eroilor căzuți la datorie, li se aduce respectul. Respectul și... celor căzuți la datorie. Le dăm... înmormântarea celor căzuți la datorie se face cu din alea militare. Mă gândesc la onorific, dar este prea lung. Onorific e... înmormântare... Auzi? Onorific e mult. Nu vrei să scurtezi și tu cuvântul ăsta? Onorific? Doamna profesoară. Honor. Honor. Că de-aia am zis să-l scurtăm, știi? Onorific să-l... Onor. A prins onorul cineva, Corina? Toată lumea, Radiane, onor. În mormântările cu onoruri militare, nu? Da. Aproape am fost. M-am gândit, dar nu știu de ce nu l-am zis la singular. Să ai încredere în tine, Bianca. Da. Să ai încredere. 500 de lei, 5 litere. Auzi? Ai văzut un revelion cu mine? Toate, de când sunt mică. Ansamblu muzical în cultura tradițională. Deci toate revelionele ai văzut cu mine? Da. Bun. Popular? Lasă, îi aduceam. Veneau toți. Cârneci venea cu... Formație. Formație, da. Și Minune venea cu a lui. Și toți veneau. Toți cântăreții de populare. Benone, Dumnezeu să-l odihnească. Toți veneau. 10 prăjini veneau. I-am adus și pe ăștia.
trupa aia, trupa cu care veneau cântăreții de populare și cântau. Cum îi zice trupa? La mine mă la revelioane. Orchestră. Populecioșii au... Tarafton. Și ascult frecvent așa ceva. Ce fac? Taraf, știi? Cântăreții de populare. Cine a luat taraful ăsta? Rat și rat de ușor. Așa e că era ușor? Da. Da, cântăreții de populare, am zis de ăla, zice taraful, 10 prăjini. Da. Bianca, o luăm de la capăt. Da. 500 de lei, 5 litere. A țipi câteva secunde. Este verb? Da. A dormi? Da, a dormi, da. Îi mai zice într-un fel. A dormi pe jumătate. Uite, știi? Că când adormi... Am oțăit? Ăsta e! Bun. Am revenit. Da. Bine, Bianca. Perfect. Îți face el taraf. Taraf. Ai prins taraful, Luigi? Nu, n-am prins. 20 și cât ai tu, Luigi? 5. 25. 20 și? 1. Ai prins taraful, Radian? Aha. E clar, 66, taraful. Bun, deci e de vârstă, ține de vârstă. Bianca. Rezultat al curenților marini. Îți dau o literă? Literă. Vântul le formează. Valuri. Valurile. Valurile, corect. Curenții marini câte oare le vor sparge? 700. Ne-am revenit, Bianca, perfect. Verb la infinitiv. A marca finalul unei acțiuni, Bianca. Literă. Finalul unei acțiuni. A ajunge la capătul unei acțiuni, dacă vrei. Sau, uite, a unei experiențe. Noi peste 3 minute ajungem acolo. Și o să aflăm cine e câștigătorul. A finaliza. Ziua românește. Finală. Românește. Sfârșit. Păi, a sfârșit. Nu-i mai simplu. Era la infinitiv. Nu-i mai simplu să cu sfârșitul. Da. Perfect. Bun. 3 minute. Ne-am revenit bine de tot. 7 litere. Pe asta trebuie să luăm, Bianca. 700 de lei. Știi ce te rog? Să vizualizezi cuvântul din definiție. Uite-te la definiție. Elemente cilindrice care direcționează apele pluviale. Nu-i ceva mai simplu dacă vizualizezi. Îți dau o literă de control? Da. Bun. Cer-o tu, că sistemul nu mi-o dă literă. Mie. Literă. Bun. Sistemul nu mi-o dă mie. Știi când plouă apa de ploaie? Da. Păi sunt niște conducte speciale prin care, îl știi, Radiană, știi, lasă, nu-l spune. Conductele alea, Bianca, speciale, care conduc apa de ploaie. Sunt verticale. Canale. Acolo se duce apa de ploaie. Okay. În canale. Apa pluvială, apa de ploaie, se duce în canale. Dar ele ajung pe acoperiș. Fii atent. 20 de secunde găsim cuvântul. Ajung pe acoperiș. Ploaia ajunge pe acoperiș, da? Da. Burlan. Ele. Burlanuri. Burlane. Burlane. Doamna profesoară, perfect, burlane. Cine a luat burlanele astea? Toată lumea. Burlane, bun. Ești căsătorită, Bianca? Nu, e prea devreme. Mă gândeam, un iubit e în viața ta? Nu. Nu? Nu. Încerc să agăți cumva, că e un termen mai bărbătesc, așa, știi? E militar cu responsabilități de conducere și supervizare a soldaților, Bianca. Literă. Îți dau o literă, da. Vezi, e mai bărbătesc, așa, dar... Uite, Radiana a făcut armata. E grad inferior sergentului, dar tot nu te ajută. Literă. Da. Coșbuca avea. Coșbuc avea, ca să mă duc pe zona ta, că ești profesoră de română. Coșbuc avea o poezie frumoasă. Literă. Militar care îi pune pe soldat să facă flotări. Caporal. Caporalul, da. Caporal. Caporal. Bun. 2000 de lei. Bianca, perfect. Îți dau o floare. La floare... Merge, da? Da. Bianca, o floare. Îți plac florile? Cum doarme? Normal. Nu e taraf?
Mi-e ciudă pe tarafolă de nu-ți imagini. Nu mai zic nimic. Așa-i? Chiar mi-e ciudă. Lasă-o. Hai cu floare. Asta e o floare de grădină care se dezvoltă pe tulpini lungi și subțiri, Bianca. Tulpini lungi și subțiri, doamna Litero. Profesoară de română. Arată ca un spic pe care cresc florile în formă de trompetă. Fii atent, ca un spic și florile cresc în formă de trompetă. Litero. E înaltă, cu frunze asemănătoare ca sabia. Frunzele sunt ca sabia, frunzele florii. Litero. În florării le găsești. Gladiolă. Gladiola, bravo! Bun, gladiola. Ia, gladiola lungă. Perfect, bine jucat. Încet, Bianca, încet. Adjectiv de data asta, Bianca. Feminin chiar. Care este în conformitate cu standardele impuse. E potrivită, dacă vrei, e corespunzătoare. Cum zici când zici că e potrivită? E mărimea unei fuste e... Potrivită. Bă, am zis eu potrivită. E potrivită, e corespunzătoare, e la nivelul pretenților, se ridică la nivelul pretenților. Standardelor, da. Așa. Vestimentația aia adecvată într-un anumit context. Știi? Deci da. Când știi, vestimentația. Mă gândeam la dress code. Cum? Dress code. Dă-l naibii de dress code. Ascultă-mă. Vestimentația adecvată într-un anume context. E o vestimentație care trebuie să fie adecvată unui anumit context. Adecvată. L-am zis, doamna profesor. Da. L-am zis-o, dar mie tot mi-e ciudă pe taraf, să știți. Și mie.